Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, la Craiova a început montarea beculețelor de Crăciun. De ce așa de vreme? A explicat doamna Lia Olguța Vasilescu, pentru că avem demontat aproape 2 milioane de beculețe. Și le montează bec cu bec? Se-i spune ceva că nu se mai înșurubează acum. Ele vin pășir. Practic sunt ca pe sfoară, doamnă. Și se trage sfoara și cred că vin 100 odată. Hai și 500, cred, la anumite situații. Nu pune ghirlande, dar să știi. Da, ce vezi că sunt oameni gospodari acum. Da, sigur, pe, dar nici nu ne... În primul rând. Și doi la mână vezi că alea de steluțele... S-a pus bine cu Craiovenie, văzut? Da, da, da. Așa? Ia zi, zi. Un festival excepțional. A venit Enrique Iglesias. Enrique, l-am ratat. Mi-a părut tare rău, spun sincer. Merge acum. S-ar putea să fie o dată în viață așa. Practic, ceva. De Crăciun la jumatea lui noiembrie te bagi. Da. Și se fac probabil de alea pe mijlocul străzii și alea sunt greu de montat. Cum ce? Sunt de greu ce? De agățat. Adică de să traversezi strada. Te urci pe stâlp, te urci pe stâlp, te întinzi și pui câte unul. Și vine altul, îți dă firul. Prinde-l de pe partea cealaltă. Da. Și doamna Olguța a mai declarat: ne e teamă, ne e frică că nu vom fi gata până pe 17 noiembrie, când e programată deschiderea. Dar ce e până pe 17? Așa a zis, ne e teamă. Da. Păi pe 7. Cred că le pun pe 17 și după aia pe 1 decembrie cel târziu le scot ca să pună iepurașii de Paște. Da. Dacă nu încep mai devreme cu iepurașii, nu au timp să termine până de Paște. Poate să-i pună pe toți. Cred că le-ar plăcea și la iepurași luminițe. Mă gândesc. Și o ușoare. Și pe 17 noiembrie, să știți că am verificat, pe 17 Sfântul Grigorie Taumaturgul. În calendar ortodox. O fi ceva. Da? Taumaturgul. Taumaturg, nu traumat. Nu traumatologul. Taumaturg. 17 de... Taumaturg este unul care... Adică un sfânt care repară traume. Face miracole. Asta e taumaturg. Da, deci l-am nimerit că e da. Cu traume băgat. Și mai este sfântul cuvios și nu curios, Lazar Zugravu și Zaharie. Zaharia n-are nicio... Nu știu. Zaharia a nicio calitate. Doamna Olguța mai susține și că, citez, anul acesta avem un concept total nou. Uite, s-ar putea să aibă dreptate, Luca. Ia zi, ce concept? În piața Mihai Viteazu totul va fi cam povestea Creiasa Zăpezi. Știi povestea Creiasa Zăpezi? Da, dar nu mai știu cum era în poveste. În adică... poveste era așa, lumină rece. Cam frigider. Înțelegi? Cum deschizi frigiderul e cam povestea Creiasa Zăpezi. Boltă cu nori și păsări. Castel de vis. Așa. Oglindă imensă și cioburi. Patinoar, căsuțe în culorile zăpezii. Și chiar Creiasa Zăpezii, care este Alice cu alte haine și baghetă magică. Cum e? Care Alice? Este Alice. Nu știu, bă, băiatule, dar este ceva de calitate, sigur. Alice în Țara Minunilor, mă, sigur e. Mă înțelegi, mă, băiatul. A fi avut alt episod cu Alice în Țara Minunilor și acum... Și a combinat-o cu Creasa Zăpezii. Da. Am senzația că la doamna Olguța a ajuns zăpada mai devreme. Că la doamna Olguța e ceva tare. După care mai adaugă și barurile și restaurantele vor fi împodobite. Asta e unul, e lucrare ca lumea, 2 milioane de becuri. Acolo e mai eficient, că dacă în barul și restaurante vezi 4 milioane de becuri, dacă e, vezi dublu. Și tot doamna Lia Olguța mai declară, citesc: la teatru vor fi alte ornamente și cea mai mare roată din România. După care dânsa a arătat presei o poză cu Bradu. Vă prezint o fotografie cu Bradu, a spus. Ne pare rău că nu putem arăta fotografia la radio, e ceva da, e, ca lumea. Este un Brad mare. E fotografiat în sălbăticie, gen. Nu, că nu e, e Brad construit, e ceva, are ferestre. Cu căsuțe, cu destea, e ceva ca lumea. E un traforat. Brad, ceva unic. Că pare să fie traforat. Care va fi în piața Mihai Viteazu, va avea peste 20 de metri. Cei care nu sunteți craioveni, a spus doamna Olguța, adică noi, de exemplu, noi nu suntem craioveni, ar fi bine să vă faceți rezervări la hoteluri după data de 17 noiembrie. Booking. După sau DP? După. După data. Păi, sunteți foarte răi, mă, pe bune. Deci, doamne, o să fie foarte frumos la Craiova. O să fie un târg de Crăciun excepțional. Da, și la 17 noiembrie ei sunt la gata cu lucrarea sau da, ce-mi spui? Când pică 17 noiembrie? Ia uitați-vă. Într-o vineri. Pică. Într-o vineri? Deci eu zic că vineri după emisie... Luăm primul tren. Deci, au aeroport la Craiova? Au. Cu avionul mergem. Cu delta planul. Crăciunul la Craiova începe în 17 noiembrie. Nu știu, vor să fie gata până pe 17 noiembrie. Nu știu când se apasă el boton. Goale, da. Da. Dar trebuie să mergem la Craiova să ne bucurăm și noi de
creasa zăpezii care este Alice, cu alte haine și baghetă magică. Aș vrea să o cunosc pe creasa zăpezii. Cine știe, poate creasa vine de la primărie. Și cele 2 milioane de beculețe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.